Martin Pistorius a petrecut mai bine de un deceniu în comă. Martin avea 12 ani când, într-o zi, s-a întors bolnav de la școală. Starea lui s-a înrăutățit și a pierdut controlul mușchilor și a încetat să comunice. Doctorii au fost siguri că este vorba de o boală neurodegenerativă și le-au spus părinților că băiatul nu mai este conștient de lumea din jurul lui. După 12 ani de comă, Martin s-a trezit și spunea că a fost conștient în toată această perioadă, dar nimeni nu a observat asta. Acum, el nu poate să vorbească și se folosește de un computer pentru a comunica. Bărbatul spune că așa a aflat cum sunt cu adevărat oamenii atunci când cred că nimeni nu îi vede. Într-o seară, mama lui, crezând că e inconștient, i-a spus: "Sper să mori." Femeia regretă acum că a spus acest lucru. Pentru ea, fiul ei murise deja de când avea 12 ani. A fost foarte trist și supărat, dar am înțeles-o, spunea Martin atunci. Martin a fost tratat cu brutalitate prin aziluri, dar cea mai mare suferință era să fie lăsat cu orele în fața televizorului. Reușea să se sustragă evadând în propria imaginație. Mai mult, Martin a spus că nu a existat niciun spital în care a trăit în cei 12 ani în care să nu fi văzut cazuri de abuz verbal, fizic sau sexual. Unul dintre fizioterapeuții din aceste spitale a observat că Martin e conștient și poate să comunice cu ajutorul ochilor. Așa a început recuperarea. El a reușit să termine o facultate și să se căsătorească. Bărbatul a publicat și o carte în care și-a spus povestea, Băiatul Fantomă, evadarea dintr-o viață închisă în propriul trup, relatează ȘtirRomânia.ro.